Mâine este ziua cea mare pentru RCJ Farul Constanța, un meci de a fi sau a nu fi în semifinale Superligii Naționale de Rugby. De la ora 10 pe stadionul Mihail Naca, marinarii primesc vizita rivalilor de Steaua, formație care s-a întâlnit serios și care visează la succese de altă dată. De partea cealaltă, Farul este neînvinsă de la instalarea noului antrenor Cristian Petre și vrea să rămână așa până la finalul sezonului. Considerăm ca și o finală. Nu luăm în vedere calcul că este Steaua, Baia Mare, oricine, luăm în seriozitate orice meci 100% de a-l câștiga. Autorul celor mai multe puncte în campionat, Florin Vlaicu, poate fi cheia victoriei în meciul de mâine. Fostul stelist face apel la suporteri să vină în număr cât mai mare la stadion. Sper să vină să ne susțină ca și până acum. Îi așteptăm în număr cât mai mare pentru că avem foarte mare nevoie de ei. Aflat la Constanța pentru a promova rugby-ul juvenil, noul președinte al Federației Române, Harry Dumitraș, va fi prezent și el la meciul de mâine. Important este să câștige rugby-ul, echipa care va fi cea mai concentrată și mai disciplinată, pentru că sunt două echipe de valori apropiate, cu mulți jucători internaționali, vom vedea spuma, dacă pot să-i spun eu așa, rugby-ului românesc și mulți jucători străini de calitate. Sper să asistăm la un meci spectaculos. Barajul de la Constanța va decide ultima semifinalistă a Superligii. În careul de azi s-au calificat deja Timișoara, Baia Mare și, surprinzător, Dinamo, cea care a învins astăzi cu 13-12 în deplasare pe CSM Olimpia. Dacă trece de Steaua, RCJ Farul va lupta weekendul viitor la Timișoara împotriva campioanei RCM.